1 Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podobă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca o învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partii dintre voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina lui, adusă de el, înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni eu. Amin. Dați-mi voi înainte de a-mi adresa dumneavoastră oamenilor mari, să mă întorc și eu spre prunci, spre copii, câți au mai rămas și ceilalți care sunt pe aici, și să le spun doar câteva lucruri. Dați-mi voie să mă plec în semn de mulțumire și de recunoștință pentru ceea ce ați făcut. Și o fac ca unul care încep să dau în mintea copiilor. Și apoi, dați-mi voie să mă plec și în fața celor care n-au dat încă în mintea copiilor, nici nu în mintea copiilor, dar s-au pus în mintea copiilor ca să înalțe un zid de apărare împotriva dușmanului. Un zid de apărare lui Dumnezeu prin laudele scoase din gura copiilor. Mulțumim frumos! Domnul să vă binecuvinte! Și acum dați-mi voie să mă adresez și oamenilor mari.
ca unul care-s jos mare, nu la înălțime, la căruntețe. Stăm în fața unui text care pornește o altă secțiune a cărții 1 Corinteni. Secțiunea închinării în public. Capitolul 11, la 14, vorbesc despre închinarea în public. Și așa cum corintenii toate lucrurile le-au pervertit, au pervertit și închinarea în public. Și de aceea Apostolul Pavel se vede nevoit să facă corecții și aici. În capitolul 11 sunt două tipuri de corecții. Mai întâi, cea legată de prorocie și rugăciune în public. Cum să te rogi și cum să prorocești în public. A doua, cea legată de cina Domnului. Cum să iei cina Domnului ca să nu fie spre o sândă, ci să fie spre zidire, spre schimbare în bine. Și apoi, capitolele 12 la 14 vorbește despre manifestarea darurilor când adunarea este adunată și ne închinăm Domnului. Care daruri și cum trebuie să fie manifestate? Și aș vrea să pornim și nădăjduiesc să pot să fiu suficient de concis, suficient de explicit și să nu creez probleme, ci să încerc să rezolv probleme. Pentru că textul are două părți, amândouă extrem de condensate și amândouă extrem de actuale. Prima este legată de mișcarea feministă. În ziua de astăzi este o problemă la modă. Bisericile se confruntă, societatea a început de mult să se confrunte cu mișcarea feministă. Și de aceea cred că acest text este extrem de actual, pentru că vine de pe o mișcare feministă care era în Corint. N-am nimic cu femeile, deci vă rog, nu intrați în protecție, autoapărare. Dar e important să vedem ce ne învață Scriptura despre participarea femeii la închinarea publică. Al doilea vorbește despre cina Domnului. Și știu că sunt frământări, eu însumi mă frământ de mulți ani și nu știu dacă e fratele Popa pe aici, aici este, și ne punem întrebarea, unde e Hristos la cină? Ce-o fi pita aia? Ce-o fi paharul acela? Are vreo importanță sau un simplu simbol? Se întâmplă ceva sau nu când eu vin la cina Domnului? De aceea sunt texte grele și aș vrea să trecem prin ele, de aceea vă rog atenția dumneavoastră și răbdarea dumneavoastră. Din nefericire, titlul pus la începutul textului nu-i cel mai fericit ales. Pavel nu și-a propus să vorbească despre garderoba femeii când trebuie să vină la adunare, ce să-și aleagă și cu ce rochi, nu despre asta discută. Nu aceasta e tema capitolului. Cum să se îmbrace ca să vină la adunare, ci discută despre un abuz care se petrecea în biserica din Corint vis-a-vis de participarea femeii la închinarea publică prin rugăciune și prin prorocie. Despre ce este vorba? Și aș vrea să spun, înainte de a dezvolta, care este ideea care răzbate și care este valabilă și pentru noi, prin cele spuse de Pavel. În esență, cred că Apostolul Pavel, în primele 16 versete din textul nostru, spune următoarele. Numai acceptarea rolului dat de Dumnezeu prin creație mă autorizează să mă rog sau să prorocesc în adunare. Numai acceptarea rolului dat de către Dumnezeu prin creație, mă autorizează ca și bărbat sau ca și femeie să mă rog sau să prorocesc în adunare. Despre asta a discutat Apostolul Pavel. Baticul este un element secundar, dar despre asta discută. Și de aceea, haideți să-i dăm drumul. Primele versete
Încep cu călcați pe urmele mele, care pot să fie parte din textul de mai sus, în care zice, uitați-vă la mine, mă silesc, n-a venit și voi după mine și călcați pe urmele mele, dar poate să fie și o introducere pentru ceea ce urmează. Și apoi, în versetul 2, vine și spune că vă laud, că vă aduceți aminte că se pregătească pentru corecția care vrea să o facă. Dar, deși vă laud, vreau să știți că există o problemă. Și problema este următoarea, nu e problema baticului, problema este structura de autoritate gândită de Dumnezeu dintotdeauna. Vreau să știți, Dumnezeu e capul lui Hristos. Hristos e capul bărbatului și bărbatul este capul nevestei. Și dacă știți lucrul acesta, lucrul acesta are implicații. Și de aceea, noi nu putem să ne manifestăm oricum în public fără să aibă implicații la felul în care cinstim sau ne cinstim capul de deasupra noastră. Și de aceea spune el, orice bărbat care se roagă cu capul acoperit își ne cinstește capul, adică pe Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă cu capul neacoperit își ne cinstește capul, adică bărbatul. Acoperirea capului bărbatului nu e necesară, dar acoperirea capului femeii este necesară. Și el spune ce se întâmpla, ce mesaj transmitea o femeie în Corint în momentul în care prorocea sau se ruga cu capul descoperit. În toată cultura greacă, orice femeie care se respecta și avea demnitate, nu îndrăznea să apară în public fără să-i fie acoperit capul. Și aici vreau să fac o precizare. Textul nu vorbește de soț-soție. Textul vorbește de bărbat și de femeie. Deci se aplică bărbatului și femeii, nu soțului și soției. Deci, repet, textul nu vorbește de soț, soție. Vorbește de bărbat ca și categorie și vorbește de femeie ca și categorie. Și acum reiau ideea. În cultura greacă, toate femeile care se respectau și aveau demnitate, în public, întotdeauna apăreau cu capul acoperit. La fel și femeile evreice. Probabil era o diferență în felul în care se acopereau, dar apăreau cu capul acoperit. Și apoi veneau la întâlnirea bisericii. Și în timpul întâlnirii bisericii, conform textului acestuia, unele femei, când se rugau sau proroceau, își dezveleau capul și lăsau părul să le curgă. Imaginați-vă ce se întâmpla într-o comunitate. Ce mesaj transmiteau femeile acestea? Odată, toată întâlnirea era perturbată, pentru că toți ochii bărbaților erau îndreptați spre acele femei, pentru că era o provocare erotică. Să-ți dezvelești părul în public era o provocare. Al doilea, comunica un mesaj prin simplu gest al dezvelirii capului. De aceea Pavel zice în versetul 5, una care se roagă cu capul dezvelit este ca și una care ar fi rasă. Și apoi continuă în versetul 6, dacă nu se învelește când se roagă sau prorocește, așa cum o face în public, ea venea cu capul acoperit. Se dezvelea doar în momentul rugăciunii sau prorociei. Dacă nu se învelește când se roagă sau prorocește, atunci o să facă
următorul lucru. Sau să-și taie părul, sau să-și radă capul. Și dacă e rușine ca o femeie să fie tunsă sau rasă, atunci să-și acopere capul. Ce-a vrut să spună Apostolul Pavel? Și acum am spus, toate femeile care aveau demnitate și se respectau, umblau cu capul acoperit în public. Dar erau câteva categorii de femei care umblau cu capul descoperit sau cu părul tăiat. Unele chiar cu capul ras. O categorie erau metresele oamenilor, bogaților din înalta societate, concubinele. Acestea nu-și acopereau capul, umblau cu capul gol. Apoi mai exista o categorie, adulterele. Femeile care erau dovedite că au comis adulter, li se tăia părul sau erau rase în cap, ca dovadă că sunt necredincioase soților. Și mai erau sclavii, care unele femei sclave erau rase în cap. Și apoi mai exista o categorie. Prostituatele de la templul Afroditei, care circulau prin oraș și se prostituau într-o închinare sfântă, sau mergeau oamenii la templu și se prostituau acolo. Ce spuneau? Ce vrea să zic Apostolul Pavel? Că comunicau femeile prin dezvelirea capului. Tu spui că ai demnitate și că ești femeie care îți respecti statutul de femeie și de aceea porți acel voal, acea basma care îți acopere capul ori de câte ori apari în public. Și foarte bine faci, spune Pavel, pentru că comunici ceva. Dar când te dezvelești în timpul rugăciunii sau prorociei, ce comunici celorlalți? Vrei să comunici că ești metresă? Vrei să comunici că ești adulteră? Vrei să comunici că ești prostituată? Dar asta faci. Și de aceea spune Apostolul Pavel, o femeie care se dezvelește este ca și una care ar fi tunsă sau rasă. Apoi, el merge și mai departe, pentru că această învelire sau dezvelire, sau acest mesaj, vine dintr-o realitate mult mai profundă decât obiceiul Corintului, sau al grecilor, sau al iudeilor. Vine din facere. Pavel nu se limitează și nu vrea să spună că femeia trebuie să gândească într-un anumit fel când se roagă sau prorocește, sau că are voie să se roage sau prorocește doar în anumite condiții, în adunare. Doar de dragul culturii vremii, deși este importantă cultura vremii. Noi nu putem să călcăm în picioare ce gândesc oamenii. Vrem să-L comunicăm pe Hristos. Ci trebuie să ținem cont de ce gândesc oamenii când vrem să-L transmitem pe Hristos. Pentru că prin prea marea noastră libertate putem să transmitem ceea ce nu vrem să transmitem. Și de aceea trebuie să fim atenți. Dar Pavel nu se limitează aici și de aceea în versetele 7 la 10 vine și aduce argumentul creației. De ce bărbatul nu se învelește când se roagă și prorocește? Și de ce femeia se învelea când se ruga sau prorocea? Și el vine și spune așa, bărbatul nu-i dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Femeia este datoare să-și acopere capul pentru că ea este slava bărbatului. Pentru că, și până vine și comunică ce vrea să zică. Și acest termen kefale, cap, înseamnă sursă, origine. Nu înseamnă conducător. Foarte rar este folosit în scrierile grecești cu sensul acesta de conducător al unei comunități.
ci termenul sau sensul obișnuit, sensul literal, este acela de sursă, originea unui izvor, de unde se trage, de unde vine. Mai are și sensul figurat, acela de direcționare, de determinare. Și Pavel vine și spune, versetul 8, de ce femeia trebuie să-și acopere capul? Pentru că ea vine din bărbat. Are ca și sursă a originii ei bărbatul, a fost luată din bărbat. Pe când bărbatul este făcut direct de către Dumnezeu. Dumnezeu a făcut-o și pe femeie, dar a făcut-o prin intermediul bărbatului. Pe când bărbatul nu-i făcut prin intermediul cuiva, ci direct de către Dumnezeu, de aceea el este slava chipului Dumnezeu, pe când femeia, venind din bărbat, este făcută pentru bărbat și este slava bărbatului. Ce vrea să spună? Bărbatul, prin faptul că este făcut direct de către Dumnezeu și nu trebuie să-și acopere capul, îl reprezintă direct pe Dumnezeu. Sper să fiu bine înțeles. Dacă se ridică întrebări, m-aș bucura ca și elevii mei la școală să mă întrebați. Femeia, deși și ea este făcută după chipul și slava lui Dumnezeu, reprezintă, vine din bărbat și reprezintă creația. Bărbatul îl onorează pe Dumnezeu prin statutul care îl are de cap. Femeia îl slăvește pe Dumnezeu prin statutul pe care îl are de a se supune bărbatului. Și de aceea ea trebuie să aibă un semn că este supusă bărbatului. Și în felul acesta îl slăvește pe Dumnezeu. Pentru că ea nu derivă direct din Dumnezeu, nu este făcută din lut direct, ci este făcută din bărbat și este făcută pentru bărbat. Din pricina aceasta, versetul 10, trage concluzia pe care o trage. De aceea, de care de aceea? Deoarece femeia vine din bărbat, are ca și chefale, ca și cap bărbatul, ca și sursă bărbatul, și din pricina faptului că femeia, venind din bărbat, a fost făcută pentru bărbat, ea trebuie să aibă pe capul ei un semn al autorității sau al stăpânirii. Și trebuie să aibă aceasta din pricina îngerilor. Cum aș toată lumea să întreabă ce-or fi cu îngerii de aici? Nu știu. Sunt diferite variante. Cor fi îngerii buni, cor fi îngerii răi, cor fi sfinții, cor fi... Nici nu are importanță. Ce importanță are că din pricina realității spirituale, a implicațiilor spirituale, este important ca femeia să înțeleagă lucrul acesta. Ea derivă din bărbat, își are originea în bărbat și a fost creată pentru bărbat. Ce a vrut să spună Pavel? În cultura vremii existau fie preotese, fie mediumuri care intrau în legătură directă cu divinitatea, cu zeul, cu idolul. Momentul în care ea arăta că intră în comunie directă cu divinitatea, își dezvelea capul și își lăsa părul să curgă. Și intra în transă, comunica direct cu divinitatea. Cu alte cuvinte, ele spuneau că între ele și divinitate nu există intermediar. În relația lor cu divinitatea, ele sunt complet libere și de aceea pot să intre direct. Femeile creștine, unele dintre ele, în emanciparea lor, și așa cum am spus, Corintul este aproape de locul în care se desfășurau jocurile olimpice. Și deja
Pe vremea aceea se punea problema participării la Jocurile Olimpice și a femeilor. Mișcarea feministă era puternică în Corint. Sub impulsul acestei emancipări a femeii, prost aplicată, ele au început să creadă că în ce privește relația cu Dumnezeu pot intra direct, fără să mai fie supuse bărbaților lor. Și de aceea, gestul. Acum nu mai e nevoie de cap, bărbat, pentru că merg direct la Dumnezeu. Și Pavel zice, nu știu dacă e așa. Nu cred că este așa. Pentru că ce comunici este că ești prostituată, că ești metresă. De ce? Pentru că indiferent unde există bărbatul și femeia, indiferent de relațiile în care intră bărbatul și femeia, ei sunt ceea ce sunt prin actul facerii, bărbat și femeie. Niciodată statutul lor nu este aruncat la gunoi, nu se schimbă. De aceea spune Pavel, bărbatul nu-i dator să-și acopere capul, pentru că el își are originea direct din Dumnezeu. Și el îl reprezintă pe Dumnezeu. Nu are o altă autoritate decât Dumnezeu. Și de aceea el poate să facă toate lucrurile de pe această poziție pe care i-a dat-o Dumnezeu. Femeia a fost făcută ajutor pentru bărbat. În orice relație, în orice face, și de aceea vorbește de bărbat și de femeie, nu de soț-soție. Ea derivă din bărbat și făcută pentru bărbat. Ca ea să-L slăvească pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să-și cinstească capul. Și cinstirea capului înseamnă semn al autorității. Cu alte cuvinte, ce cred că spune versetul 10 este următorul. Ceea ce o autorizează pe o femeie să se roage sau să prorocească în adunare este supunerea ei față de bărbat. Când o femeie nu se supune bărbatului, nu este autorizată să se roage sau să prorocească. De aceea, în alte epistole, Apostolul Pavel vine și spune, femeii nu-i dau voie să învețe, dacă are ceva să-și întrebe bărbatul, nu-i voie femeia să se ridice mai presus de bărbat. Pentru că nu din ea a derivat bărbatul, ci ea a derivat din bărbat. Nu faci lucrul acesta, zice Pavel, atenție la ce se întâmplă în realitatea spirituală. Nu poți neglija. Dar Pavel face un pas mai departe. Totuși, și vin versetele 11 la și 12. Totuși, în Hristos cei doi sunt egali. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, dar nici bărbatul nu vine fără femeie. Dacă femeia a derivat din bărbat, orice bărbat este născut de o femeie. Și vine și contrabalansează. În întâlnirile publice, că vorbim de iudei, că vorbim de femei, niciodată femeia nu avea voie să vorbească. Mergeți la orice sinagogă doriți și veți vedea că există loc special undeva acolo, după un zid, pentru femei. Nici nu participă cu bărbații la închinare, dar permite să vorbească. Și acum Pavel vine și echilibrează lucrurile. Aduce ceva care societatea nu accepta. Cei doi în Domnul
sunt egali. Dar deși cei doi în Domnul sunt egali, rolurile rămân. Egalitatea ca și valoare nu desfințează rolul. Bărbatul rămâne bărbat, femeia rămâne femeie. Egali ca și valoare, dar cu roluri diferite. Și abia când eu îmi păstrez rolul de bărbat, respectiv de cap, și acționez fără să mă las subordonat de altcineva, ci doar de Dumnezeu, sunt autorizat să mă rog sau să prorocesc în biserică. Doar când am un semn al stăpânirii, sunt autorizată să mă rog sau prorocesc. Doar când îmi păstrez rolul de subordonare față de bărbat, eu îl pot cinsti pe Dumnezeu. Și textul se termină cu un argument de bun simț. Zice Pavel, ia uitați-vă la voi și uitați-vă în toată istoria umanității. Nu ne învață bunul simț că unui bărbat nu-i stă bine să poarte părul lung, pe când o femeie mai feminină, așa e normal să poarte părul lung. De ce? Pentru că bărbatul este cap. El nu trebuie să-și acopere capul. Și simplu felul în care i-a întocmit capul și părul, Dumnezeu spune, așa este, nu trebuie să aibă învelitoare pe cap. Pe când părul însuși l-a gândit Dumnezeu ca învelitoare pentru a comunica că femeia e femeie și trebuie să stea sub autoritate ca să fie autoritate. Nu poți să ai autoritate din partea lui Dumnezeu ieșind de sub autoritatea bărbatului. Asta este esența textului nostru. Cum exprimi asta? Gândește-te, nu-i treaba mea. Este treaba ta. Putem merge mai departe? Sau sunt întrebări? Sunt, abia rușine să le spuneți. Haideți să mergem la partea a doua, că și asta are greutățile ei. Le-am pus împreună pentru că amândouă au aceeași problemă. Și de ce am vrut să vorbesc împreună? Amândouă țin de raportarea la autoritate. Prima e vorba de raportarea bărbatului la autoritate și a femeii la autoritate, direct, individual. Cea de-a doua ține de biserică sau noi ca și adunare la autoritatea lui Hristos ca și cap al nostru. Partea a doua, în esență, spune următoarele. Doar cina Domnului, luată după rânduiala dată de Hristos, capul bisericii, mă păzește sau mă vindecă de bolile și neputințele spirituale. Mai zic o dată. Doar cina Domnului, luată după rânduiala, după învățătura, dată de cap, Hristos, capul bisericii, mă păzește sau mă vindecă de bolile și neputințele spirituale. Nu știu câți dintre dumneavoastră faceți vreo legătură între starea dumneavoastră spirituală și felul în care vă raportați la cina Domnului. Dați-mi voie să vă spun că există o strânsă legătură între felul în care vii la cina Domnului, iei cina Domnului și sănătatea sau boala dumitale din punct de vedere spiritual. Și haideți să parcurgem textul și apoi să accentuăm câteva lucruri. Textul începe așa. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Cu alte cuvinte, zice Apostolul Pavel, când biserica lui Hristos, când se adună la oaltă, trebuie să se întâmple ceva acolo
ca fiecare să plece de acolo mai bun, schimbat în bine. Dacă nu se întâmplă asta, te duci mai rău. Lucrul acesta este adevărat pentru orice adunare, dar Pavel aplică la cina Domnului. Și apoi, în versetele 18 la 22, explică ce făceau ei când se adunau la cina Domnului. Deci nu uitați, adunarea la cina Domnului trebuie să aibă ca și scop schimbarea mea în bine. Dacă nu se întâmplă, mă îmbolnăvesc spiritual sau devin neputincios sau adorm, mor din punct de vedere spiritual. Ce făceau corintenii? Repet, de la 18 la 22 explică ce făceau corintenii. Ei aveau ca și noi o întâlnire specială pentru cina Domnului, probabil după masă. Și această întâlnire specială era însoțită de o cină a iubirii, pentru că cina Domnului a fost dată la cină, nu la prânz. Și a fost la sfârșitul unei mese. Masa pascală, cina pascală. Oamenii au mâncat, au băut și cu ultimul pahar care se consuma la cina pascală, Domnul Iisus a instituit cina Domnului. Și corintenii respectau din punct de vedere al formei acest aspect. Respectiv, dădeau o cina iubirii. Doar că oamenii care participau erau din categorii diferite. Erau oameni bogați, nu foarte mulți, oameni liberi și sclavi. Și fiecare venea la cină cu ceea ce avea. Și ideea era să împărtășească unii cu alții ceea ce au adus, să se bucure unii de alții de trupul lui Hristos. Dar nu toți puteau sosi în același timp, pentru că sclavul trebuia să aibă permisiunea și nu toți puteau să aducă. Unii vedeau cu mâinile în buzunar că n-aveau ce să aducă. De unde să aducă? Unii chiar dacă erau liberi, erau săraci lipiți pământului. Alții aveau din belșug. Și acum ce făceau? Probabil cei care aveau mai mult se grăbeau să vină și să s-au primii. Și scoteau mâncarea și umpleau masa. Și până se puneau cu familia și rapid se îndopau. Mâncau și beau pe rupte. Pe când sosea și Ioan săracul, nu mai era nimic. Și apoi cel bogat își punea mâinile în sân și se uita la el. La ce zici, bă Ioane, cine e binecuvântatul Domnului? Cine are? Uite voi cât am adus. Și îl făceau de rușine. Așa e că n-ai nimic să mănânci. N-ai după ce bea apă și muri de sete. Și îl făceau de rușine. Nu spune, o spune Apostolul Pavel. Sau vreți, sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei care n-au. Cu alte cuvinte, cina Domnului au transformat-o într-un prilej de etalare a bogățiilor, a binecuvântărilor materiale. Prin asta voreau să arate cât de binecuvântați sunt ei de Dumnezeu, pentru că ei au. Și cât de nenorociți, din toate punctele de vedere, trebuie să fie cei care n-au nimic. Partide. Să se scoată în evidență superioritatea lor, materială și spirituală. Să uită Pavel la ei și ce n-aveți case, dacă vreți să mâncați, mâncați și beți acasă cât vreți. Dar la cina Domnului nu asta trebuie să se întâmple. Și apoi, de la versetul 23 la versetul 25, vine și le readuce aminte ce a învățat Domnul Iisus despre ce înseamnă cina Domnului. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, a luat o pâine, a frânt-o și a zis,
Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. A luat un pahar, l-a împărțit și a zis, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cu alte cuvinte, cina Domnului este un moment în care pomenim pe cineva. La întrebarea este, cum îl pomenim? Sau ce să pomenim despre acel cineva? Seamănă cu anunțurile mortuare care le dăm, s-a împlinit un an, s-au împlinit doi ani? Și ca să înțelegem despre ce este vorba, în versetul 26, Apostolul Pavel vine și explică ce înseamnă pomenirea mea din învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Bine zic, da, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, cina Domnului înseamnă o comemorare, o aducere a aminte, o vestire a unui eveniment întâmplat legat de persoana Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus. Acum, participarea la cina Domnului nu te lasă fără urmări. Orice participare la cina Domnului are implicații pozitive sau negative asupra oricărui participant. Repet. Orice participare la cina Domnului are repercursiuni pozitive sau negative asupra celui care participă. De ce spun asta? Versetul 26 zice, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ori de câte ori, nu e vorba că mănânc pâine sau beau vin, ci ori de câte ori iau din pâinea și vinul destinate comemorării morții Domnului Iisus Hristos. Vestez moartea Domnului până va veni El. Și apoi versetul 27, de la 27 vine și de aceea, deoarece vestești moartea Domnului, fii atent, că dacă o iei în chip nevrednic, o iei spre o sândă. Cei care au fost acum două duminici, am spus că atunci când eu particip la un eveniment dat în cinstea cuiva, în onoarea cuiva, mă fac părtaș cu acel cineva. Dacă mă țineți minte, mă duc în templu și particip la un eveniment în templu, eu mă fac părtaș cu idolul, respectiv cu dracii care sunt în spate. Asta vrea să zic Apostolul Pavel. Când eu particip la cina Domnului, mă fac părtaș cu evenimentul celebrat la cina Domnului, moartea Domnului Iisus. Dar mă fac părtaș cu partea pozitivă sau cu partea negativă. Dacă mă fac părtaș la cina Domnului, respectiv la moartea Domnului Iisus într-un chip nevrednic, o fac spre o sândă. Și atunci ce-i de făcut? De unde știu dacă o fac vrednic sau nevrednic? Sau cum să o fac să nu o fac nevrednic? Pavel explică. De aceea, sau fiecare să se cerceteze, versetul 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Dați-mi voie să explic puțin. Vestesc moartea Domnului la cina Domnului nu doar verbal. Repet. Vestesc moartea Domnului la cina Domnului nu doar verbal, ci vestesc moartea Domnului la cina Domnului prin felul în care moartea Domnului mi-a schimbat viața. Eu anunț prin participarea mea la cina Domnului că moartea lui Hristos și-a făcut efectele în mine. Acum spune Apostolul Pavel, fă bine și cercetează-te. Pentru că dacă există diferență între semnificația morții lui Hristos și realitatea lui Hristos în viața ta, o faci spre o sândă. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Nu mă înțelegeți. Hristos a murit pentru a schimba omul. Hristos a murit să mântuiască omul. Hristos n-a murit
ca noi să ne aducem din când în când aminte să zicem săracul de el. Ci Hristos a murit să mântuiască omul. Când eu particip la cina Domnului, mă fac părtaș cu moartea Lui și eu vestesc că este o realitate pentru mine moartea Lui Hristos. M-a mântuit. M-a mântuit de păcate, m-a mântuit de obiceiuri păcătoase, mi-a schimbat mintea și îl slujesc pe Dumnezeu. A murit și eu cu Hristos și trăiesc pentru Dumnezeu. Și eu trebuie să vestesc lucrul acesta prin ceea ce e în mine și prin felul în care trăiesc. Și acum spune Apostolul Pavel, ori de câte ori participi, tu asta comunici. Că te faci părtaș cu moartea lui Hristos și că moartea lui Hristos are efecte în tine și a produs ceea ce trebuie să producă moartea lui Hristos. Adică tot ce a realizat Dumnezeu prin Hristos în moartea Lui trebuie să aibă efecte în tine. Și tu spui, așa-i, eu mă fac părtaș. Nu, acum zice Pavel, ca să nu ieși spre o sândă, cercetează-te. Și vezi dacă e așa. Și dacă nu e așa, fă bine și pocăiește-te. Fă bine și mărturisește. Tu spui că Hristos a murit să-ți ierte păcatele. Întrebarea este, ți l-ai rezolvat? Tu spui că a murit Hristos ca să rupă legăturile păcătoase. Întrebare, mai ești rob? Tu spui că Hristos a murit să ne împace unul cu altul. Te poți uita în ochii fraților tăi? Îl poți îmbrățișa pe cel care ți-a greșit? Cercetează-te. Pentru că și el merge mai departe. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Și în textul nostru, trupul Domnului are două semnificații. Trupul Domnului și trupul Domnului. În versetul 27 se face vinovat de trupul și sângele Domnului. În versetul 29, dacă nu deosebește trupul Domnului, se face vinovat. Își mănâncă și bea o sânda lui însuși. Când eram copil în biserica aceasta, și nu mai țin minte dacă erau două colecte la cina Domnului sau era una, erau două. Una era destinată săracilor. Și anunțul era acesta, la cina Domnului ne aducem aminte de cei săraci. Și era o învățătură sănătoasă. La cina Domnului ne aducem aminte că celălalt este parte din trupul lui Hristos. Și eu nu pot, n-am voie, dacă vreau să fiu cinstit, să spun Hristos a murit pentru mine și eu mă fac părtaș cu moartea lui Hristos și să mă doară în cot de fratele meu. Dacă nu înțeleg că cel cu care stau la cina Domnului este la fel de valoros în ochii lui Hristos cum sunt eu, n-am participat corect la cina Domnului. Cine nu înțelege trupul Domnului se osândește singur. Dragi frați și surori, când ne uităm în textul nostru, accentul pe care îl pune Apostolul Pavel legat de cina Domnului este accentul comunitar. Așa începe textul și așa se termină textul. Textul începe, sunt partide între voi. Vreți să vă faceți de rușine unii pe alții, în numele lui Hristos, spre slava lui Hristos. Nu înțelegeți că nu-i bine că vă osândiți. Și textul se termină la fel. Versetul 29, tocmai l-am citit, și apoi zice, astfel, frații mei, când vă adunați la oaltă, respectați-vă unul pe altul, așteptați-vă unul pe altul. După care, dacă ne uităm în capitolul 10, când Pavel vorbește de pâine, zice, toți luăm din aceeași pâine. Dar de ce luăm toți din aceeași pâine? Versetul
17 din 10. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Noi suntem un trup. Și asta trebuie să pricepem la cina Domnului. Cina Domnului nu este doar o problemă între tine și Hristos. Este o problemă între tine și Hristos care trebuie să te ducă la a-ți rezolva problemele cu frații. Dacă relația ta cu Hristos nu se regăsește în a deosebi trupul Domnului, în a căuta folosele, că așa se termină capitolul 10, să caut folosele altuia, să nu fiu pricină de potignire. Dacă relația ta cu Hristos este doar ca să te bucuri tu de bunăstările materiale și spirituale și participi la cina Domnului, te osândești. Dacă relația ta cu Hristos la cina Domnului nu te face să te cercetezi și să slujești, să renunți la tine de dragul celorlalți, te osândești singur. Te îmbolnăvești spiritual. De aceea, spune Pavel, pentru că nu învățați lecția de bază a cinei Domnului, că celălalt este fratele tău pentru care a murit Hristos și că tu nu trebuie să treci pentru tine, ci trebuie să treci pentru alții. De aceea, între voi sunt, și ascultați cum zice, bolnavi, neputincioși și nu puțini dorm. Nu-i vorba de realitate fizică. E vorba de realitate spirituală. Mulți sunt bolnavi spirituali pentru că au văzut în Hristos un hocus pocus care să le rezolve problemele personale. Și nu interesează nimic de Hristos, trupul. Ei se bucură de ei și Dumnezeu. Biserica, alții sunt neputincioși. Nu sunt în stare nici măcar să se roage măcar o dată pe zi. Dar să mai și citească Scriptura. Dar să se mai și jertfească pentru alții. Alții sunt insensibili spiritualicește că și dacă Dumnezeu s-ar coborâ în persoană și le-ar vorbi, n-ar asculta. S-au împietrit. De ce? Pentru că n-au folosit corect resursa numită cina Domnului. Foarte scurt, în Noul Testament nu avem poruncită nicio sărbătoare. Singurul lucru poruncit pentru alții este cina Domnului. Să faceți lucrul acesta. Ce îmi spune aceasta este că cina Domnului adună în ea toate sărbătorile evreiești. Esența, adică, dragi frați și surori, cina Domnului este o ocazie pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a dat-o prin Hristos să ne oprim și să ne cercetăm. E foarte important versetul din 11, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâine și beți din vin, vestiți moartea Domnului până va veni El. Observați unde e pusă cina Domnului. Între două evenimente legate de Hristos. Prima Lui venire, moartea, și a doua Lui venire, judecata. Și eu sunt între ele. Cina Domnului este o oprire între ele. Mă uit în trecut la ce a făcut Hristos și mă cercetez pe mine în baza morții Lui Hristos ca să mă pregătesc pentru judecata Lui Hristos. Și o să fac asta cercetându-mă, uitându-mă în mine însumi, cât din realitatea morții Lui Hristos a operat în mine. Cât m-a schimbat. Și de aceea dăm voie să te întreb. Spune-mi, te rog, când ai stat ultima dată la modul serios, să te oprești din iureșul vieții și să te judeci în baza morții Lui Hristos. Să te cercetezi în baza morții Lui Hristos și să vezi cât din moartea Lui Hristos a devenit propria-ți moarte. Ca viața Lui Hristos să devină viața Lui.
Dacă n-ai făcut-o de mult, e grav. Dar timpul nu-i pierdut. Poți să începi. Oprește-te. Și învață să te cercetezi. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, oricum te faci părtaș la moartea lui Hristos, dar spre o sândă. De aceea oprește-te, cercetează-te și vezi cât din moartea lui Hristos operează în tine. Și fă-ți obicei din a te cerceta. Al doilea, ești bărbat. Căsătorit sau necăsătorit n-are importanță. Dacă dai voie cuiva sau la ceva să hotărască dacă și cum să trăiești spre slava lui Dumnezeu, nu ești bărbat. Adică nu ești slava și chipul lui Dumnezeu. Pentru că bărbatul nu trebuie să-și acopere capul. Ci el trebuie să-i dea voie doar lui Dumnezeu. Se spune ce să facă și cum să facă și când să facă. Ești femeie, căsătorită sau nu. Ești făcută din bărbat și pentru bărbat. Că ești căsătorită, că nu ești căsătorită. Ești slava bărbatului. Dacă crezi că poți fi slava lui Dumnezeu, fără să ai autoritatea dată de supunerea față de bărbat, îți necinstești capul, adică pe bărbat, și îl necinstești pe Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să capeți autoritatea slujirii lui Dumnezeu, trebuie să stai sub autoritatea bărbatului. Dea bunul Dumnezeu să ne cercetăm spre slava cui trăim, a noastră sau a Lui, și să ne judecăm singuri. Amin.